Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Școala Scarlat Longhin Dofteana, unică în Bacău. Onor unui veteran de război care a atins 100 de ani de viață. A început numărătoarea inversă până la trofeul Gura Văii. Onor unui veteran de război care a atins 100 de ani de viață. Marți 12 iulie, în satul Medelen din comuna Vultureni, a fost o zi de sărbătoare și asta pentru că locuitorii satului și ai comunei l-au sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani de viață pe veteranul de război Petre Pântalici. Evenimentul a fost inițiat de parohul Bisericii Sfinții Voievozi din sat, ctitorită de stolnicul Ioan Tacu, ce a fost ridicată la început din lemn în anul 1820. La eveniment au fost prezenți oficialități, reprezentanți ai garnizoanei Bacău, ai filialei Bacău Asociației Naționale Cultul Eroilor, dar și părintele protopop de Bacău, Eugen Ciprian Ciuche și preoți din localitățile învecinate. Sărbătoritul de la Medeleni a venit de la biserică dis de dimineață, însoțit de fratele său, Gheorghe Bondalici, cel care a ajuns la venerabila vârstă de 96 de ani. Născut pe 12 iulie 1922 în satul Medeleni, veteranul care a luptat cu regimentul 5 artilerie timp de 3 ani pe fronturile de est și de vest al celui de-al doilea război mondial, a fost înaintat la aniversarea sutei de ani de viață la gradul onorific de maior. Pe front a fost decorat cu medalia bărbăției și credințe cu spade clasa 3-a. Vă mulțumesc frumos la toți, la toată unitatea asta a veteranilor, multă sănătate la toată lumea din unitatea asta noastră, că eu am fost câțiva ani chiar zi de zi pe front, aproape nu mai cum puteam așa, mergeam pe brânci cu arma, cu pe munții Tatăr, pe toți am călcat pământul, dar nu m-am dat așa, am suferit, puneam în cap, puneam răbdat, puneam. Da, am fost chinuit, că era, noi eram 12 copii la părinții noștri. Din 12 am mai rămas, eu și mai sunt câțiva. Restul, om cât a murit, cât de una, cât de alta, cât de muncă, cât de bătrâneță, cât de avut. Da. Da. Vă mulțumesc la toată lumea, la tot poporul ăsta care a venit aici. Le aduc mult sănătate din partea mea și din partea copilor mie, care mai am, dar rămas puțin. După slujba din biserică, personalitatea și meritele veteranului au fost omagiate de protopopul Eugen Ciprian Ciuche. Oferă nouă în dar, să spunem așa, împlinirea celor 100 de ani care, iată, dacă ne mai gândeam că 100 de ani poate să mai ajungă cineva, în persoana dânsului avem o împlinire și o desăvârșire a acestei vieți binecuvântate pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Trecut prin atâtea și atâtea situații dificile, prin războaie, iată-l totuși astăzi prezent în mijlocul nostru ca un model, ca un luminător, ca o persoană care prin credință și cu multă râvnă față de patria străbună, a reușit să ajungă aceste bătrâneți binecuvântate. Bătrâneți pe care fiecare dintre noi ni le dorim și iată-l acum, stând în mijlocul nostru, ca unul care se aduce pildă prin această smerită răbdare și smerită împlinire a vârstei acestea binecuvântate și nemai întâlnite așa des de 100 de ani. De aceea, părinții au înălțat rugăciuni de binecuvântare la Sfânta Liturghie ca o mulțumire adusă de data aceasta din partea Domnului Petra pentru toate binefacerile, pentru toate ispitele și necazurile din care l-a scăpat Bunul Dumnezeu și pe care părinții le-au înălțat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ca și pe dumneavoastră și pe noi toți să ne binecuvinteze de aceeași
măsură a darurilor. Am văzut că viața unui om este de 70 de ani, ce este peste 80, durere, întristare, suferință. Iată, acestea toate au lipsit, să zic așa, din viața domnului Petrea. Poate a fost mai asaltat de necazuri în prima parte a vieții, dar acum îl vedem ca un om integru, un om frumos, un model, cum vă spuneam. Și de aceea ne-am întâlnit și noi astăzi, la acest moment de bucurie și cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Părintele Vasile a pregătit din partea parohiei Poieni o diplomă aniversară, căreia dați nevoie să-i dăm citire. Diploma aniversară se acordă domnului Bondalici Petrea, cu prilejul aniversării a 100 de ani de viață și de istorie, în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru întreaga sa existență pusă în slujba promovării și respectării tradițiilor ortodoxe strămoșești în comunitatea noastră și pentru contribuția sa în luptele purtate de către armata română pentru apărarea patriei noastre. Îi oferim cu toată bucuria și ne face nouă o mare onoare, domnul Petrea, la împlinirea acestei vârste binecuvântate, să fiți sănătos, să vă binecuvânteze Dumnezeu. De asemenea, și tot din partea parohiei, o icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi dintre eroii sfinți ai bisericii noastre creștine, care s-au luptat și care au cutreierat și ei pământul, căutând să propovădească Evanghelia și, bineînțeles, știm din paginile Sfintei Scripturi câte necazuri au avut, câte ispite peste care au trecut și totodată Domnul i-a însoțit pe ei în această lucrare sfântă și închisoare și bici și zdrobirea corăbiei și toate celelalte până și moarte martirică. De aceea considerăm că este o icoană foarte potrivită care să arate nu numai cele prin care a trecut domnul Petrea în această viață și le-a biruit cu puterea lui Dumnezeu, dar mai ales îi rugăm acum pe acești mari ocrutitori ai Ortodoxiei noastre, Sfinții Petru și Pavel, să deschidă ușile împărăției lui Dumnezeu când va fi rânduit de către El și să-L primească în locașurile celor drepți. Să aveți aici, domnul Petrea, și o icoană ca să vă fie sprijin și ajutătoare. Și bineînțeles că timpul vieții pe care îl avem, tot timpul căutând să-l sfințim, din partea înalt preasfințitului, un dar, o carte de rugăciune pe care anul acesta, în anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și al creștinului, deși este la o vârstă foarte înaintată, înalt preasfințitul i-a făcut în dar această carte de rugăciune, este cu scris mare, deci este adaptată nevoilor dumneavoastră. Și când nu mai puteți, fie vă mai ajută Părintele și îngenunchiați aici împreună, fie iată astăzi întreaga comunitate aduce o rugăciune pentru cel care este sărbat. Dumnezeu să vă întărească, să vă binecuvinteze, putere multă să vă dorească și vă mulțumim pentru toată jertfa, pentru tot ceea ce ați făcut și mai ales pentru ceea ce sunteți astăzi, o pildă pentru noi toți, de la mic la mare, în care să continuăm să ne jertfim pentru țara noastră și prin care viață să nu deznădăjduim vreodată, ci totdeauna să căutăm ajutorul lui Dumnezeu ca să ieșim din ea. Și am venit în mijlocul dumneavoastră astăzi ca să sărbătorim un erou viu. Sunt eroi care au căzut pe câmpul de luptă și îi sărbătorim. Și nu mai sunt de mulți ani. Dar sunt și eroi care au fost pe câmpul de luptă, cum este domnul Petrache, cum se spune în sat, care mai trăiesc și sunt printre noi, ceea ce este o chestie extraordinară. Este un monument, dacă vreți, un asemenea om care a împlinit 100 de ani și satul se poate mândri cu el. De asemenea, primarul comunei i-a acordat o diplomă aniversară, un premiu în bani, iar din partea garnizoanei Bacău, veteranului a fost înmânat de reprezentanții Unității de Artilerie a Forțelor Terestre diplome de onoare și cadouri. Prețuim exemplele luminoase de patriotism și dragoste necondiționată față de patrie, pe care dumneavoastră, domnule Bondaliciu Petrea, alături de toți camarazii supraviețuitori ai ultimului mare război al secolului trecut de reprezentanți pe noi toți. Credința în Dumnezeu v-a apărat pe front în cele mai grele momente și v-a
întărit în speranța că veți reveni alături de cei dragi. La rândul său, președintele filialei Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, i-a oferit o diplomă aniversară. Astfel de diplome au fost acordate de filiala Cultul Eroilor și preotului paroh Vasile Liche și primarului Dragoș Boghean. După al doilea război mondial, când au început retragerea celor care au scăpat, invalizi, dar în viață, cei în viață, dar cu sechele psihice, la nivelul Comunei Vultureni, în anul 2004, din evidențele dumnealor, erau 152 de veterani de război, iar din acești 152, vreo 11 se numeau bondalici. Bondalici Alecu, bondalici Ioan, bondalici Ilie, bondalici Gheorghe, bondalici Iordache, era bunicul soției mele, bondalici Petrea, acei care astăzi îl sărbătorim la frumoasa vârstă de 100 de ani. Sigur că să ajungi la așa o vârstă, ai avut o pregătire fizică extraordinară, dar ce vreau să subliniez, în toate cazurile trebuie felicitată familia, cei care au avut grijă de ei să fie astfel în fața noastră. Biroul executiv al Asociației Naționale Cultului Eroilor oferă domnului Bondalici Petrea o diplomă aniversară pentru întreaga sa viață trăită sub semnul cultivării patriotismului, a activității de cinstire a eroilor neamului și a identității naționale a poporului român, precum și pentru contribuția ca la luptele purtate de armata română în timpul celor al doilea război mondial. Așa cum spunea domnul general, a luptat și pe frontul de vest și pe frontul de est, est-vest. Pentru aceasta a fost, știu că a fost a primit medalia bărbăție și credință clasa a treia, nu? Cu spade. Da. Cu spade. Domnul Petrea, din partea organizației noastre, o diplomă. Cu dorința să aveți sănătate, alături de bondalici Petrea, Petrache, cum îi spun cunoscuții, rudele, se află fratele dumnealui, mai tânăr, 96 de ani, din bondalici Gheorghe. Și din epocă cea mai mare, și eu, cea mai mare. Ca pe 5 ani. Din ramura bondalicilor, în meleagurile acestea, au pășit pe teritoriul României oameni educați, oameni gospodari, profesori, ingineri, economiști, medici și preoți. Trei îi cunoaștem noi. Unul este aici. Moșcătii, că te felicit că ai și gradul de maior. În profit de această conjunctură, ca tot în numele biroului executiv, să acordăm o diplomă aniversară preacucernicului părinte Liche Vasile. Pentru tot ceea ce ai făcut, pentru invitația noastră. La final, sărbătoritul a mulțumit tuturor participanților la eveniment. Grupul vocal Ciobănașul din Comuna Vultureni i-a dedicat veteranului câteva cântece patriotice și populare. Școala Scarlat Longhino, adevărată bijuterie, se pregătește să-și întâmpine elevii și profesorii în anul școlar 2022-2023 în haină de sărbătoare. Instituția de învățământ a trecut prin ample lucrări de modernizare și redotare. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, suntem la Școala Scarlat Longhino, urmează să fie finalizate lucrările, nu știu, cred că 99,99%. Da. După cum vă spuneam și altă dată, această școală a fost proiectată cu toate modificările de rigoare, a fost proiectată în anul 2017-2018, s-a lucrat la proiect, am accesat un fond european prin POR, proiecte operaționale regionale, și am venit și noi cu cofinanțarea noastră. Toată lucrarea pe care o vedeți dumneavoastră, atașat un corp de clădire la corpul pe care îl vedeți dumneavoastră, toate îmbunătățirile, toate dotările care au fost făcute, se duce la, în bani vei, vă vorbesc, la 70 de miliarde până astăzi. Amenajarea curții, amenajarea grădinii pe care o vedeți dumneavoastră, că o să ia o formă cu multă verdeață și plantația multor arbuști, urmează de acum încolo, probabil până la data de 15 august va fi gata totul, dar venim noi cu sume de bani din bugetul local al UAT Dofteana. Inclusiv aceste pavele pe care le vedem
cu toții, calea de acces o suportăm noi, nu face parte din proiect, pentru că a fost neeligibil, întrucât Uniunea Europeană nu finanțează în exteriorul unei clădiri, ci doar numai în interior. Cu privire la dotările din interior, mai avem de adus calculatoarele pentru laborator și niște mici componente. În restul avem tot ceea ce ne trebuie și suntem pregătiți ca la data de 5 septembrie 2022 să îi dăm drumul la această școală să fie funcțională. Recent, deputata de Bacău a Partidului Național Liberal Cătălina Ciofu a susținut o interpelare în plenul Camerei Deputaților despre educație. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Declarația mea politică se numește Educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Nu cu mult timp în urmă, cu toții vedeam în deschiderea unei noi întreprinderi industriale, în descoperirea și exploatarea unor noi resurse naturale sau în relocarea în centre urbane majore, șansa unei vieți mai bune, șansa de a depăși limitările economice inerente existenței într-o comunitate lipsită de resurse materiale. Cu toate acestea, în economia prezentului și mai ales în cea a viitorului, acestea nu mai sunt suficiente, iar uneori nu sunt nici măcar necesare. Aceasta deoarece economia prezentului și cea a viitorului se bazează, respectiv se va baza tot mai mult, pe cunoaștere. Dar o populație educată nu înseamnă numai angajați de succes, nu înseamnă numai întreprinzători performanți, nu înseamnă deci numai venituri pentru stat. Înseamnă și oameni conștienți de propriile capacități, de propriile așteptări, de propriile valori. Înseamnă oameni cu un nivel ridicat al conștiinței propriei identități. Înseamnă oameni fericiți, optimiști și siguri pe ei. Și nu în ultimul rând înseamnă cetățeni responsabili. O populație educată înseamnă cetățeni care știu ce oferă societății în care trăiesc și știu ce să aștepte de la ea. Cetățeni care oferă astfel baza de selecție performantă de care și statul are atâta nevoie. Cetățeni care prin acțiunile lor de zi cu zi conduc la neproliferarea comportamentelor incorrecte, corupției, risipei. Se creează astfel un cerc virtuos care promovează exact ceea ce noi, liberalii, ne străduim să promovăm, o bună guvernare. Dar buna guvernare se auto-întreține, devenind din ce în ce mai performantă pe măsură ce investițiile în educație își fac efectul. Iar pentru comunitățile mai puțin favorizate, un proces educațional de calitate începe cu prevenirea abandonului școlar. Acest aspect este nu doar foarte important, ci chiar vital. De aceea, statul are datoria de a se implica mai profund și mai profesionist în acest domeniu. Însă, de cele mai multe ori, cauzele abandonului școlar sunt culturale, sociale și profund locale. De aceea, este foarte important ca tot la acest nivel să fie identificate și soluțiile necesare. Fără implicarea părinților și a liderilor acestor comunități, nu vom putea oferi niciodată copiilor din aceste comunități șansele pe care le merită. Odată cu vacanța de vară, administrația publică a orașului Târgu Ocna a dat startul la distracție deschizând piscina cu apă dulce. S-au făcut demersuri pentru a primi toate avizele legale, iar acum locuitorii Târgu Ocnei, dar și turiștii, se pot bucura de cele mai bune condiții. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. Odată cu vacanța mare se deschide sezonul la piscină la apă dulce. Sezonul s-a deschis de luni, avem o piscină frumoasă cu apă dulce în care invităm cei care doresc să prindă un pic de bronz să se relaxeze, sănătate prin apă. Sunt cele două piscine, piscina pentru adulți cu adâncimea apei de la 1,20 m până la 2 m și un pic. Avem și piscina pentru copii în care cei care doresc pot să vină să se relaxeze. Într-un spațiu frumos, într-un spațiu prietenos, ca aici în Parcul Măgura, la poalele muntelui Măgura, într-o atmosferă frumoasă și eu spun că frumusețea la Târgu Ocna va dăinui în inimile noastre. Prețul pentru bilet? La piscină prețul este de 30 de lei, iar adulții, iar copiii au reducere, la fel și studenții. Dacă piscina din Târgu Ocna poate înlocui cu succes un sejur la mare, aflăm de la cei care au venit să se bălăcească în piscină. Apa? Felice. Acceptabil, nu chiar. Felice. Deci chiar am vorbit, da? De unde ești? Din Târgu Ocna. E fain? Da. E smart prețurile? Nu chiar. Accesibile? Da. Înlocuiește piscina marea? Nu cred. Sigur vei merge la mare? Nu, no, dar pentru buget e acceptabil. Ai. Am înțeles. Se pare că multă lume a venit să se distreze, nu? Voi de când ați venit? Deci pe undeva, la vreo 12, cam așa. Cam cât veți sta?
Până se lasă mai rece afară. E apa rece sau e cald? Între. Dar odată ce ai intrat, probabil că nu mai sunt probleme. Da, nu. Dacă stai undeva la câteva minute, te obișnuiești cu apa și nu mai ai treabă. Ok, petrecere frumoasă. Mulțumim. Frumoasă de vară, vacanța a început. Lumea e la piscină? La piscină, normal, căldură mare, am venit să ne răcorim. Foarte frumos din partea ta. Cât i-ai bârâit la cap ca să veniți la piscină? Nu neapărat, dar mi-a plăcut foarte mult că e și foarte cald și, na, să ne răcorim. Îți place piscina de aici? Da, e frumoasă, da. Știi să nuți? Da. Aha, dar cine mai știe să nuate în familie? Pe cine salvezi azi? Pe sora mea, doar că nu este aici de față, în altă parte. Dar cine te-a învățat să nuți? Am învățat tot ea, dar merg și la niște cursuri de not și bravo, mai învăț și de acolo. Am înțeles. Sunt mari prețurile? Convenabile, convenabile. Pentru zona noastră este foarte ok. E antrenamentul pentru mare? Anul ăsta cred că o să ne mulțumim cu piscina, din păcate. Avem admitere, avem bacuri, avem emoții. Da, o să rupem așa din timp câte o zi la piscină. E nemaipomenit să petrești timpul în familie, nu? Da, este foarte fain. Locuiește piscina marea? Da. Nu prea. Da. Nu prea. Ei, anul ăsta strângem din dinți și mergem mai departe, nu? Recuperăm la anul. Petrecere frumoasă. Mulțumim mult, numai bine, la revedere. La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă, tabără de tabără, campare, corturi, știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii comunei Gura Văii vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văii către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult, mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă trebuie un anumit număr. Trebuie să construim și un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Vorbeam... Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasată tabăra logistică, nu știu cum se numește. Că e corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete, știți, urcă la rotunda în partea Gura Văii și coboară spre Slobozia. Și noi mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele, foarte frumos. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 14 iulie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Vineri, 15 iulie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 32 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.